Ioan 13, de la 31 la 35. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis: acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta. Și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Amin. Vă rog să vă luați. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Amin. Motivul pentru care Europa nu este în trezire spirituală, motivul pentru care Europa nu este în revoluție spirituală, motivul pentru care România nu este în revoluție spirituală, România este cea mai religioasă țară din Europa. România este cel mai religios land din Europa. Dar nu e suficient doar să fii religios. Ca să ai trezire spirituală. Deși România este una dintre cele mai religioase țări din Europa. Se pare că avem cele mai multe biserici în marile orașe din România decât în toate celelalte orașe din Europa. Vooral in de grote steden hebben de meeste kerken van allemaal, als je het vergelijkt met andere steden in Europa. Deși România este o țară religioasă, România is een religieus land. Nu experimentează trezire spirituală. Toch erkennen we niet dat er een opwekking is in Roemenië. Motivul pentru care nu există în România trezire spirituală. De reden waarom er geen opwekking is in Roemenië. Este din cauza că biserica din România este slabă. Is omdat de kerk in Roemenië zwak is. Serviciile religioase din România, din biserici, sunt destul de slabe. Sunt anemice, pastorii sunt anemici, predicatorii sunt destul de anemici. Cei din grupul de închinare sunt destul de anemici. Pe excepție de stânca aici. De uitzonderingen van Schrupka zijn de aanbiddingsteams en het koor is zijn zwak. Op de serieus. Amen. Serieus. Amen. Mulțumesc, mulțumesc. Dank voor de aanmoediging. Ceea ce vreau să vă spun, frați și surori și doamnelor și domnilor, este următorul adevăr. Dat wat ik jullie wil zeggen is de volgende waarheid. Când într-o țară spiritualitatea este slabă, als in een land de geestelijkheid zwak is, moralitatea este la pământ. Moreel van het land gaat naar de grond. Chiar și economia se duce în jos. Zelfs economie gaat naar beneden. Europa și se pare că întreaga lume este și începe să experimenteze al doilea val de criză. Europa, eigenlijk ook de hele wereld, die ondergaat nu een tweede golf. Se vorbește în zilele acestea tot mai mult despre prăbușirea economiei Americii. Ze spreken vandaag de dag over het neerstorten en instorten van de Amerikaanse economie. Și toți analiștii politici sunt speriați. Alle analisten zijn bang. Ca și analiștii economici sunt îngrijorați. Ook de economische analisten zijn bang, ze zijn bezorgd. Am descoperit zilele trecute un lucru care m-a uimit. Ik heb afgelopen paar dagen iets ontdekt. În limba greacă, crisis. In het Grieks, crisis. Crisis, din limba greacă, tradus în limba română, criză, crisis. Crisis, înseamnă judecată. Betekent veroordeling. Se tot vorbește în întreaga lume, inclusiv în Olanda, despre crisis. Se spreken in de hele wereld, ook in Nederland, over crisis.
Tradus înseamnă judecată. Se pare că noi, în aceste zile, când vorbim despre criză, de fapt, vorbim despre judecata lui Dumnezeu peste planeta aceasta. Că Dumnezeu să se îndure de noi. Însă, câtă vreme, frați și surori și stimați ascultători, noi, ca și creștini și ca biserică, nu suntem puternici. Și nu suntem hotărâți să ne schimbăm viața după cuvântul lui Dumnezeu. Nu vom putea experimenta trezire spirituală. Știți cum suntem noi aici în această dupămasă la stânga? Așteptăm să se trezească spiritual preoții. Așteptăm pastorii să se trezească. Așteptăm parlamentarii să se trezească și spiritual. Așteptăm camionul să se trezească spiritual. Există o singură problemă. Doar noi nu ne-am trezit spiritual. Știți cum suntem? Așteptăm ca alții să se pocăiască. Așteptăm trezirea spirituală să vină în viața altora. Să vă spun însă, care este secretul bisericii? Care este puterea în biserică și unde stă puterea în biserică? Secretul puterii bisericii constă în ucenici. Domnul Iisus Hristos în Ioan, la capitolul 13, versetul 35, a zis așa. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Ioan 13:35. Ioan 13:35. Vrem să luăm de aici că discipolii sunt mai săi. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Vrem să avem rezultate spirituale extraordinare. Vrem să avem rezultate spirituale instantanee. Există o singură problemă însă. Nu vrem să plătim prețul ucenicii. Ceea ce mă uimește pe mine cel mai mult în Biblie este următorul adevăr. Dacă vrem să schimbăm lumea, trebuie să devenim cu toții ucenici disciplinați. Mulțumesc de aminul puternic. Să vă spun câteva lucruri interesante. E adevărat că puțin sunt doar pentru români, dar le vor înțelege și olandezii. Mircea Eliade a fost un om de cultură, român și filozof. Mircea Eliade was un filozof. Omul ăsta dormea doar 4 ore pe zi. Se culca fix la ora 12 noaptea. Și se trezea la ora 4 dimineața. Succesele lui însă erau foarte speciale și au fost foarte speciale succesele lui Mircea Eliade. Mircea Eliade a avut heel groot succes in zijn leven. Nicolae Iorga a fost un om de cultură și politic român. Nicolae Iorga. Ăsta dormea 5 ore pe zi. Avea o viață foarte disciplinată. Thomas Edison. De asta trebuie că am auzit cu toții. Thomas Edison, îl cunoaștem toți. Dormea doar 5 ore pe zi. În rest, era disciplinat și lucra. Am citit de viața unui episcop care se numește Episcopul Andrew. Omul ăsta se ruga 5 ore pe zi. En hij bad 5 uur per dag.
Și a ajuns unul dintre cei mai sfinți oameni din Anglia, episcopul Andrew. Biblia vorbește despre patru tipuri de ucenici, Patru tipuri de ucenici. The Bible speaks of three different sorts of disciples. Ucenicii fariseilor, disciples of the Pharisees. Ucenicii lui Moise, disciples of Moses. Ucenicii lui Ioan Botezătorul, disciples of John the Baptist. Și în sfârșit ucenicii lui Iisus Hristos, disciples of Jesus Christ. Acum sper să poată traduce Ioan și în limba lor. Ik hoop dat ik het goed kan vertalen. Cred că din cauza asta Dumnezeu a făcut cerul. Daarom heeft God de hemel gemaakt. Și cerul este veșnic. Hemel is eeuwig. Ca să putem învăța și noi limba olandeză. Zodat wij ook Nederlands kunnen begrijpen. Că de trebuie o veșnicie. Dar hebben we een eeuwigheid voor ogen. Dar nu ne-a trebuit doar 2 ani să învețe limba. Ons is het alleen maar 2 jaar om Romeinse limba. Însă vă rog să rețineți. Onthoud dit. Iisus Hristos a avut și simpatizanți și adepți. Jezus Christus, die had volgelingen en discipelen. Er zijn twee soorten. No, 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 no. Iisus Hristos a avut simpatizanți și adepți. Dar, Domnul Iisus Hristos vorbea doar cu ucenicii. Ja, Jezus die had dus volgelingen, mensen die achter hem aanliepen, maar hij had ook discipelen. Daar zit een groot verschil tussen. Pe Domnul Iisus nu-l interesa nici simpatiile și nici adepții, ci pe Iisus îl interesa doar ucenicii. Jezus was niet geïnteresseerd aan volgelingen. Hij was alleen geïnteresseerd in discipelen. Domnul Iisus Hristos n-are nevoie de simpatizanți. Hij heeft geen volgelingen nodig. Iisus Hristos are nevoie de ucenici. Hij heeft discipelen nodig. Și vreau să spun că Iisus Hristos a murit pentru biserica sa, însă biserica lui Iisus Hristos, cea adevărată, este formată din ucenici. Jezus is gestorven en doordat hij is nu din simpatizanți. Doordat hij is gestorven, ci din ucenici. En de kerk bestaat uit volgelingen, niet uit volgelingen, maar uit discipelen. Vreau să vă provoc și pe români și pe olandezi în această seară. Ik wil de Romeinen en de Nederlandse uitdagen. Să decidem ce suntem. Om een beslissing te nemen. Simpatizanți al lui Iisus Hristos. Volgelingen van Jezus. Sau suntem ucenici al lui Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos pe toți ne cheamă să devenim ucenici. Jezus Christus roept ons op deze avond om allemaal. Să devenim însă ucenici autentici. Să nu ne mulțumim doar să fim membri într-o biserică. Dat we niet alleen maar tevreden zijn om lid te zijn van de gemeente. Să nu ne mulțumim doar să îl urmăm pe Iisus. Laten we niet genoegen nemen om alleen maar hem te volgen. Și noi trebuie să devenim ucenici autentici al lui Iisus Hristos. Vreau să vă spun în încheierea acestui mesaj scurt din această seară. Ik wil aan het eind van deze preek, korte preek, nog één ding zeggen. Care sunt cele câteva trăsături sau caracteristici ale ucenicilor adevărați? Wat zijn de kenmerken van een echte discipel van Jezus? Numai prima trăsătură. De eerste caracteristică. Ucenicii lui Iisus sunt aleși de Iisus. De discipelen van Jezus zijn gekozen door Jezus. In Ioan, la capitolul 15, cu versetul 15, Ioanus 15, vers 15, Domnul Iisus vorbește ucenicilor lui și le spune un secret. Jezus spreekt niet tegen zijn discipelen, maar vertelt hem een geheim. Ioan 15, vers 15. Ioanus 15, vers 15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Amin. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar u hebt vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u hebt bekend. Și versetul 16 spune așa, nu, zice Iisus ucenicilor, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Vers 16 zegt, niet gij mij, maar ik heb u uitgekozen om u aan te lezen. Țineți minte, noi avem o cântare care o cântăm aici la stânga. Mai te-am ales, te-am ales, dintre mii și mii de mii, te-am ales. Glasul multe mă chemau, mâini întinse mă strigau, dar din toate neînțeles, te-am ales. Însă știți, cântarea asta teologic este incorrectă.
lied wat hij net gezongen heeft, wat we wel vaak zingen. Wij zingen het een beetje anders, want het klopt theologisch niet. Biblisch și teologic cântarea și adevărul este acesta. Bijbels en theologisch moeten de waarheid in het Dintre mii și mii și de mii mai ales. Știți, nu noi l-am ales pe Domnul, Domnul ne-a ales. Din punct de vedere omenesc, mi se pare că eu îl aleg pe Domnul. Însă când este vorba de ucenici, Domnul Iisus ne spune așa, eu v-am ales pe voi. Dacă suntem ucenicii lui Iisus, suntem aleșii lui Iisus. Știți care este cel mai mare favor care se petrece în viața unui, cel mai mare privilegiu care se petrece în viața unei femei? Weet je wat het grootste voorrecht is wat een vrouw in haar leven kan meemaken? Cel mai mare privilegiu în viața unei femei este momentul când e aleasă. Dat is het moment waarop ze gekozen wordt. Când e aleasă să fie soția cuiva. Dat ze gekozen wordt om vrouw te zijn van iemand. Este un mare privilegiu ăsta. Dat is een heel groot voorrecht. Dintre mii și mii, ea este aleasă. Vanuit tussen de duizenden en duizenden is zij degene die uitgekozen is. A fost aleasă. Bine, în lumea modernă, ea alege, știi? E modernă, dar este lumea noastră clasică, bărbatul alege tot. Mai în Oțelul, în România, sau de tărman, de vreau. Când este vorba de ucenici și când este vorba de mântuire, Domnul ne alege. Als het gaat om de discipelă, als het gaat om de redding, dan is het God. Eu nu sunt calvinist. Ik ben geen calvinist. Dar știu și mărturisesc. Că Domnul m-a ales pe mine. Ik weet dat ik getuig dat God mij heeft. Este foarte adevărat că din punct de vedere omenesc și eu îl aleg pe Domnul. En het is heel goed dat ook vanuit menselijke oogpunt. Dar îl aleg pentru că m-a ales. Maar ik heb hem gekozen omdat hij mij in eerste plaats heeft. Ucenicii autentici sunt aleși de Iisus. Discipelen van Jezus zijn gekozen door hem. Auziți a doua trăsătură a ucenicului adevărat. Tweede kenmerk van een Ioan 13:35 spune așa. Johannes 13:35 spune așa. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Hieraan zullen allen weten dat zij dat zijn. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Indien gij liefde hebt onder elkaar. Și auziți a doua trăsătură a ucenicului autentic. Tweede kenmerk van een discipel. Ucenicii lui Iisus Hristos sunt cunoscuți de toți oamenii. Discipelii lui Iisus sunt bekend bij alle mensen. Prin două lucruri. Door twee dingen. Ei îl iubesc pe Dumnezeu. Ze houden van Jezus Christus. Dar se iubesc și unii pe ceilalți. Ze houden ook van elkaar. Știți care este buletinul meu de identitate sau pașaportul meu? Weet je wat mijn paspoort is? Pașaportul meu sau buletinul meu de identitate este dragostea. Identitätskaart is liefde. Acum, subiectul acesta este foarte cunoscut de noi toți. Dit onderwerp is heel bekend bij ons allemaal. Puterea și forța Bisericii lui Iisus Hristos. De kracht van de kerk van Jezus Christus. Constă în dragostea pe care o avem unii față de ceilalți. Bestaat uit de liefde die we hebben onderling. Amin. Amin. Fraților, o biserică în care nu se simte dragoste. Okay. O biserică în care nu este dragoste. Okay. Biserica aia trebuie desfințată. Okay. Pentru că aia nu mai e biserică. Okay. Este doar un club religios. Și un club religios care, în care nu este dragoste devine un club periculos. Pentru că oamenii într-un club, într-un loc unde oamenii nu se iubesc unul pe celălalt, în club, oamenii se întâmplă ca la DETA. Când scot săbile și se taie și se împușcă într-o cârșmă din aia mizerabilă. Într-un local, într-un bar de noapte, într-o cafenea de noapte. Lupi, tu spune-ne ce vrei acolo. Însă, a doua trăsătură a ucenicului adevărat este aceasta.
biserică merg fără copii. Îl iubim pe Dumnezeu. Și pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, îl iubesc și pe cel de lângă mine. Fraților, puteți pentru o clipă, putem să facem un test. Dacă suntem ucenici sau doar simpatizanți. Este cineva din ce ți-a dus tu aminte? Vecin, prieten, frat, soț, soție, pastor, soacră, noră, ceva, soț, soție. E cineva pe care nu-l suporți sau nu-l suporți? Îți crește adrenalina. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că nu iubești sau nu iubești. Dat betekent, hou je wel van hem of hou je niet van hem? Als je dat kan, je best. Als je niet van hem houdt. Mijn voorgaat. Ja, dan is het verbaasd. Nou. Hij traat ons af. Je didn't translate it. See? If you don't love, you are dead. Maar ik denk niet dat het wel oké. A doua trăsătură a ucenicilor lui Iisus Hristos este că noi ne iubim unii pe ceilalți. Doamne, chiar dacă nu-ți place de mine, trebuie să mă iubești. Nu știu dacă poate traduce asta în limba lor, însă în creștinism există două verbe principale pe care noi le știm deja. Verbul a iubi și a place. Între ucenici, verbul a iubi este obligatoriu. A place nu e obligatoriu. Și exemplul cunoașteți majoritatea. De mine nu trebuie să vă placă. Dar trebuie să mă iubiți. Serios? Chiar dacă e olandez, trebuie să-l iubesc. Chiar dacă e român, trebuie să mă iubești, dar nu trebuie să-ți placă de mine. Zeu să fie al Romaniei, cum trebuie mult să-l înhaudă. Știi? Ucenicul autentic iubește. Îl iubește pe Dumnezeu și iubește pe fratele și pe sora lui. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Pașaportul, buletinul meu de identitate este dragoste. Când oamenii intră în capela asta, trebuie să simtă că sunt iubiți. Alo, amin. El a zis amin. Când intră cineva aici, trebuie toți să ne ducem la el, să-l îmbrățișăm, să o îmbrățișăm, să-l sufocăm. Știi? Dar să-i arătăm dragoste. Avem privire că încep să vă spun în biserică. Încep să vă spun în biserică. Știți? Fiți atenți să vă dau o chestiune ciudată. Vă spun o chestiune care mă enervează până dincolo și mai mare. În capela asta mică, de 111 scaune, încă se întâmplă accidente. Că intră un străin și nu-l bagă nimeni în seamă. La 111 oameni. Încă sunt oameni care se perindă. Intră și ies. Și încă n-au fost salutați de nimeni. N-au fost îmbrățișați cu dragoste de nimeni. Păi fraților, dacă ați vrea și mă lăsați, dați-mi voie să stau la ușă câteva duminici. Vă promit că pe toți îi pup. Serios. O iau și pe nevastă alăgă mea. Asta înseamnă mântuire. Asta înseamnă ucenic. Să arăt oamenilor dragoste. Dacă vine un străin aici și nu găsește dragoste, unde? Dacă nu găsește dragoste în biserică, unde să mai găsesc? În creșmă? În parlament? La primărie? Că te bagă în anticameră? Că nu te bagă nimeni în seamă? Unde? La profărie? La unde? La mall? În mall, fentigabil. Dacă oamenii nu găsesc dragostea în biserică, nu mai găsesc nicăieri. Pentru că ucenicii trebuie să iubească.
Asta este ucenicii aleși de Iisus. Ei au învățat să iubească. Gekozenen van God, die zijn geleerd dat die moeten weten dat ze lief moeten hebben. Het herkennen. Ucenicii lui Iisus Hristos rămân în cuvântul lui Iisus. Și asta se găsește în Roman, asta se găsește în Roman la pardon, se găsește în Ioan 8:31. Ioan 8:31 spune cuvântul lui Iisus așa. Și a zis iudeilor care crezuseră în el. Dacă Iisus a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, semnează însuși marele Iisus Hristos. Amin. Ioan 8:31 zegt: Jezus antwoordde tot de Joden die in hem geloven: als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. Fiți atenți. Dovada numărul 3, trăsătura numărul 3 a unui ucenic autentic. Het bewijs van een oprechte discipel nummer 3. Este că dacă sunt ucenic adevărat, îmi place să rămân în cuvântul lui Iisus. Als ik een discipel van Jezus ben, dan blijf ik in zijn woord. Nu pe lângă, în cuvântul lui Iisus. Ucenicul adevărat nu se simte bine lângă cuvânt. Een echte discipel die voelt zich niet prettig naast het woord. Nu poți fi ucenic lângă Iisus. Je kan geen discipel zijn naast Jezus. Ci trebuie ucenicul este în Iisus. Discipolul este în. Știți de ce biserica din România într-o vreme, în urmă cu câțiva ani, biserica era în topul încrederii românilor. Biserica și poliția. Biserica topul. România aveau cea mai mare încredere în biserică. Topul, în topul încrederii. Er was een tijd dat samen met de politie de kerk in Roemenië bekend stond als de meest betrouwbare plek waar je kon zijn. Să vă spun durerea. România a început să nu mai aibă încredere nici în biserică, nici în poliție. Maar helaas, vandaag van de dag hebben ze geen vertrouwen meer in de politie en hebben ze ook geen vertrouwen meer in de kerk. Corupte amândouă. Ze zijn allebei corrupt. Ce cuvinte triste am spus. Heel verdrietig om dit te zeggen. Știți de ce nu mai au oameni încredere în biserică? Weet je waarom? Ze zijn de vertrouwen hebben in de kerk. Biserica nu mai este în cuvânt. E pe lângă cuvânt. De kerk niet meer. Nu mai este, nu mai suntem în Scriptură, suntem pe lângă Scriptură. Ze zijn niet meer in de Scriptură, maar ze zijn ernaast. Construiesc la București Catedrala Neamurilor, Neamului, de mii, sute de milioane de euro. In București wordt een kathedraal gebruikt voor sute de milioane de euro. Gigantisch veel geld. Asta ne trebuie nouă. En we hebben nodig. Nou, ne trebuie să trăim în cuvânt. Nee, we hebben nodig om in het woord te leven, vanuit het woord te leven. Ucenicul adevărat, însă autentic, el trăiește în cuvânt. Așa spune Iisus Hristos. Discipul van Jezus, die leeft. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Amin. We moeten in het woord blijven. Dan pas ben je een waarlijk discipel van mij. Să vă spun ceva în încheiere, încă vreo 3 minute durează predicuța asta, studiul ăsta. Nog 3 minute, voordat ik afsluit. Bine, 3 minute la Dumnezeu, 3 minute. 3 minute bij God. Sunt multe la Dumnezeu. Heel veel bij God. Însă să vă spun în aceste 3 minute divine, un lucru foarte important. In deze 3 volgende minute wil ik nog iets heel belangrijks vertellen. Fii atent. Când, dacă ești ucenic adevărat, când nu ești în cuvânt, nu te simți bine. Als je een oprechte discipel van Jezus bent, ucenicii adevărați mai ies din cuvânt, mai ies din cuvânt. Andere volgelingen. Dar nu mă simt bine. Die voelen zich niet goed. Eu mă simt bine numai când sunt în cuvânt. Jezus este ucenicul adevărat ca peștele. Când scoți un pește din apă, începe să nu se mai simtă bine. Als een vis uit het water wordt gehaald, voelt hij zich niet meer goed. Pentru că habitatul lui este în H2O, în apă. Want zijn plek, zijn woonplaats is in het water. El este creat să trăiască în apă. Hij is zo gemaakt. Ucenicul este creat să trăiască, deci noi suntem mântuiți pentru a trăi în cuvânt. En wij zijn geschapen. Trăsătura numărul 3, ucenicii lui Iisus rămân în cuvântul lui Iisus. Asta este dovada că sunt ucenic autentic, că rămân în cuvântul lui Iisus. Doamne, ajută-ne la aceasta. Help ons hier bij God. Și ultima trăsătură, în alea 3 minute. Het laatste karakterschap. Se găsește în Matei 28.
vinden we in Matteüs 28. Și în Matei 28, Domnul Iisus Hristos le spune după învierea sa ucenicilor săi. Matei 28, zegt Jezus nadat hij is opgestaan uit de dood. Le dă marea trimitere. Și spune așa. Duceți-vă și faceți ucenici. Gaat dan heen, maak alle volgen tot mijn discipelen. Din toate neamurile. Botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Gaat dan heen, maak alle volgen tot mijn discipelen en loopt in de naam van de Vader en de Zoon. Auzi trăsătura moropafă. Dit is het in de 3 minuten. In de volgende 3 minuten. Ucenici autentic fac ucenici autentic. Discipelen, oprechte discipelen. Marea trimitere lui Iisus. Andere discipelen. Ucenici fac ucenici. Discipelen maken discipelen. Domnul Iisus a poruncit ucenicilor, faceți ucenici. En dat zou zeggen Jezus in het zendingsbevel, maak de volgende. Dacă suntem ucenici, nu ne vom mulțumi decât doar când facem și noi la rândul nostru ucenici. Als wij discipelen zijn, zijn we alleen maar blij en dankbaar dat we nog meer discipelen kunnen maken. Olandezii au venit de la 2000 și ceva de kilometri în Timișoara. De Nederlanders die zijn gekomen zo'n 1700 kilometer hier vandaan, of hier naartoe. Pentru că au pus în practică cuvântul acesta lui Iisus. Mergeți în toată lumea om dit woord și faceți ucenici. Om naar alle volken toe te gaan, om ucenicul autentic face ucenici. Fraților, dacă nu naștem ucenici, suntem sterili. Als we geen discipelen maken, dan zijn we. Dacă sunt sterili, înseamnă că sunt bolnavi. Dan we ziek. Înseamnă că trebuie să mă bocăiesc. Dan moeten we ons bekeren. Înseamnă că trebuie să mă duc la doctor. Dan moeten we naar de dokter. Înseamnă că trebuie să iau tratament. Dan moeten we naar medicijnen. Trebuie să învățăm să facem ucenici. Moeten we leren. Dacă sunt ucenic, voi face ucenici. Discipelen zijn, dan moeten we discipelen maken. Și în alea 3 minute. In de volgende 3 minute. Vreau să vă spun ultimul adevăr, care este fundamental. Wil ik de laatste waarheid die jullie delen. Și auziți, ce-a promis Iisus ucenicilor săi? Ce-a promis Iisus ucenicilor săi? Matei 28:20. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Asta sunt, asta este promisiunea lui Iisus Hristos. Când ești ucenic autentic, Iisus este cu tine. Când Iisus este cu tine, nu te mai temi de ziua de mâine, nu te mai temi de șeful, nu te mai temi de creză, nu te mai temi de Europa, nu te mai temi nici de nimeni. Când te temi de Dumnezeu, nu te mai temi de nimeni. Fiți atenți, dacă suntem ucenici autentici, Domnul este cu noi. Și Domnul Iisus este viu. Și El a spus, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Doar ucenicilor le-a promis Iisus, iată că eu sunt cu voi. În fiecare zi. În toate zilele. Trebuie să alegi în această seară să devii ucenic. Om discipelen te worden. Nu doar membru într-o biserică. Niet alleen maar leden van de gemeente. Și dacă suntem puțin de ștepți. Er zijn, want als we een beetje slim zijn. Ne vom face ucenici. Vom plăti prețul uceniciei. Willen we prijs betalen van een discipel. Prețul uceniciei este mare. De prijs van een discipel is groot. Dar merită să-l plătești. Maar het is het waard om te betalen. Pentru că doar prin tine oamenii vor auzi Evanghelia. Door ons. Și doar prin tine a promis Iisus Hristos că este în fiecare zi. Want alleen door ons zullen andere mensen horen. Eu vreau să închei cu o cântare care o știți cu toții. Tu să nu cânti, doar să traduci. Tu să nu cânti, doar să spui ce vreau să fac. Ik mag niet zingen, hij gaat eindig met een lied. De vânt sau de furtună, Domnul meu e în jurul meu. De viață sau e moarte, Domnul meu e în jurul meu. El e tare, eu sunt slab, dar mi-ajută ca să-mi vin. De vânt sau
Dă-i furtuna, Domnul meu e în jurul meu. Dă-i e noapte sau e ziua, compun acum, Domnul meu e în jurul meu. Dă-i e vară sau e iarnă, Domnul meu e în jurul meu. Știți? Însă Domnul a promis asta ucenicilor. Nu mergi eu într-o biserică, nu simpatizanților. Iisus a promis, eu sunt cu tine. Eu ce viu sunt în toate zilele cu tine. De ce? Pentru că ești ucenicul meu. Să ne ridicăm. Deja să încheiem cu rugăciune. Au trecut de la 3 minute. Însă dacă plecăm de aici, trebuie să nu ne permitem să uităm că biserica este slabă pentru că nu are ucenici autentici. Biserica va deveni puternică când toți vom deveni ucenici. Doamne, ajută-ne! Cred că olandezii sunt ucenici deja. De asta sunt aici. Să facă misiune. Și cred că românii și ei vor deveni ucenici. De asta suntem la stânca. Să învățăm cum să devenim ucenici și să câștigăm cartierul și orașul pentru Iisus Hristos. Amin.